domnul CEO de la guvern, care, din punctul nostru de vedere, ar putea să fie mai vizibil și pentru media și să, care are multe lucruri de anunțat, ar putea să ne spună cum ar vedea guvernul, că eu sper ca dumnealui să reziste mulți ani acolo și să reușească ca postul ăsta de CEO să fie destul de, cum să zic, referențial pentru celelalte ministere. Eu văd o legătură, văd în dumneavoastră o legătură între MCSI și celelalte ministere care nu prea sunt așa axate pe zona digitală. Vă rog, domnule Cucu. N-am mai fost niciodată în postura de a organiza 300 de evenimente în 6 luni. Vom vedea cum reușim și cum ne va ieși acest lucru. Sprijinul comisiei este de mare ajutor pentru că, evident, ei fac chestia asta la fiecare 6 luni. Strict, acum trecând un pic, nu neapărat atât de strict, dar trecând un pic la temele noastre și apropo de partea de orizontalitate a IT-ului, într-adevăr, acesta a fost și rolul CIO-ului la nivelul Secretariatului General al Guvernului, de a asigura coordonarea între diverse ministere a inițiativelor din zona digitală, de a supraveghea proiectele astfel încât ele să fie cumva aliniate și la sfârșit să nu avem foarte multe proiecte digitale de la diverse ministere care să nu funcționeze unul cu celălalt. Mă rog, sună destul de bine, implementarea un pic mai cu grope, așa ca și asfaltul nostru, dar lucrăm la ea, încercăm să o facem cât mai lină. Legat de partea de orizontalitate, aș vrea să aduc în vederea dumneavoastră faptul că anul trecut, pentru prima dată, domeniul IT-ului a ajuns din urmă agricultura ca și pondere în PIB. Mie asta mi s-a părut o realizare senzațională, pentru că tradițional agricultura pentru România a reprezentat una din zonele importante alături de industrie și comerț, evident, dar alături de industrie a fost un motor care întotdeauna ne-a sprijinit și ne-a făcut reprezentativ la nivel european. IT-ul ajungând agricultura în PIB, sper ca acest lucru să fi deschis un pic ideile persoanelor care sunt atașate de acest domeniu, astfel încât să identifice oportunitățile legate de acest domeniu orizontal. Și tot încerc să promovez un concept, și anume agricultura e făcută pe un teren finit. În România avem o anumită suprafață, acolo facem agricultură. Putem să o facem mai eficient, evident, chiar cu ajutorul digital. Dar într-un final totul este limitat. IT-ul, în schimb, am început foarte bine și îl producem într-o zonă nelimitată. Singura limită pe care o avem este resursa umană. Iar aici educația va trebui cumva să vină din urmă și să sprijine toate eforturile ca România să fie principalul furnizor de resursă digitală din regiune. Suntem pe locul întâi în centrul și estul Europei ca număr de angajați în sectorul IT&C cu 124.000 de persoane, depășim Polonia, care are dublu populației României, ceea ce mie mi se pare semnificativ apropo de nescrierea calităților așa cunoscute la nivel mondial. Ne place să ne mândrim că româna e a doua limbă vorbită în Microsoft, în Google, deci e clar că am reprezentat coloana vertebrală a multor sisteme complexe și cu impact mare. Un lucru alături de educație, mi se pare că ar trebui să-l îmbunătățim și acolo mi-am canalizat o parte din energie, și anume cel legat de ecosistemul inovării, unde aș vrea să vedem un shift dinspre partea de dezvoltare de soft și de nearshore, către zona de dezvoltare antreprenorială și de business-uri noi, care să pună România pe harta micilor afaceri de succes din zona asta. Cred că este o caracteristică pentru noi românii evidentă, că avem ingeniozitate și avem un apetit de risc suficient de mare cât să ne putem lansa în acest domeniu. Nu găsim întotdeauna poate coaching, nu găsim poate
poate întotdeauna ușor finanțare, având în vedere toate mecanismele complexe de a ne susține ideile și oportunitățile de business, și încercăm să găsim acele elemente care ne lipsesc în acest ecosistem pentru a putea să-l definim mai bine și să aducem aici businessurile în locul ca sau având în vedere alternativa care se întâmplă în momentul acesta, și anume cei care vânează studenții buni îi contractează încă din anul 2-3 de facultate, adică s-a ajuns atât de jos, iar plecarea acestor tineri care ar putea să reprezinte un viitor pentru noi dinspre zona de inovare, din păcate este reală, și acolo mie mi se pare că ar trebui să depunem cât mai mult efort să minimizăm aceste pierderi și să-i facem să câștige aceiași bani în România.